salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Minutul de Informație. Astăzi vreau să vorbim despre purtarea sănătoasă a bebelușilor. Aceștia pot fi purtați încă de la naștere. De fapt, noi când am plecat din maternitate, am și plecat cu Alex în sistemul de purtare. Ce sisteme pot fi folosite încă de la naștere? În primul rând este wrap-ul elastic, cel mai potrivit pentru nou-născuți, însă nu foarte comod pentru că este destul de cald în el pe timpul verii. Wrap-ul țesut e puțin mai provocator de pus, în ideea în care se ține bebelușul în brațe și se înfășoară materialul. La început pare dificil, însă dacă exersezi de câteva ori va fi mult mai simplu. Și există mai multe tipuri de slinguri cu inel, inclusiv din materiale foarte plăcute vara. E important ca sistemele pe care le folosim să fie sănătoase, ergonomice. Și ți-am lăsat în descrierea acestui video un link care am descris exact cum poți să recunoști un sistem sănătos și un sistem nesănătos de purtare. Beneficiile sunt majore atât pentru copil cât și pentru cel care îl poartă, pentru că poate să fie mama, tatăl, bunicii. Mama mea era foarte încântată când putea să-și poartă nepotul prin oraș și era foarte mândră să-l poartă, pentru că atunci încă nu erau atât de multe sisteme de purtare. Așadar, profitați și folosiți sistemele de purtare. Pe curând, te îmbrățișez cu drag!